Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta la Evanghelia lui, Evanghelia lui Pavel, dacă așa este denumit oricum, la Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1, unde citim cumva despre Evanghelia lui Pavel. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă fără pricepere, nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa, adică cu Petru, și am rămas la el 15 zile. Au petrecut timp împreună oamenii aceștia extraordinari. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint, cum fac unii. După aceea m-am dus în ținutul Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la fața Bisericii lui Hristos, care sunt în Iudeea. Și ascultați că vom vorbi despre școala lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Ascultați rezultatul deosebit. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Cred că rodul unei școli adevărate trebuie să-i așeze pe oameni în poziția aceasta când soțul mulțumește lui Dumnezeu pentru soție, când soția mulțumește lui Dumnezeu pentru soț, când părinții mulțumesc lui Dumnezeu pentru copii, când copiii mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinți, când frații de credință mulțumesc lui Dumnezeu pentru comunitatea spirituală. Dragilor, așa cum ați văzut și în anunț, înapoi la școală, înapoi la școală. Începe un nou sezon, copiii noștri au venit, au cântat, ne-am rugat pentru ei, pentru că să știți că și dimensiunea aceasta în care pășesc, o dimensiune de formare, are atât de multe pericole și ne rugăm lui Dumnezeu să-i păzească în cadrul școlilor în care vor învăța, Dumnezeu să fie cu ei, să reziste influențelor negative și să rămână concentrați la drumul pe care părinții l-au stabilit în cadrul familiei. Biserica, de asemenea, l-a stabilit prin mesajul Evangheliei, Dumnezeu să-i păzească, să-i întărească, să fie cu ei. Ați văzut câte pericole sunt în lumea aceasta. Când eram copil și urma să începem școala, era o tragedie pentru toți cei din generația noastră. Mi-a plăcut ce spunea fratele Remus, joi la predică, că ar fi fost mai bine dacă munceam 2 săptămâni și aveam apoi concediu pe tot parcursul anului. Mai că lucrurile stau un pic diferit. Vedeți, copiii noștri au vacanță, dar noi trebuie să mergem la muncă, să muncim. Slavă Domnului că în calitate de militar am 38 de zile de concediu și am avut timp suficient. Să știți că mi-am luat toate zilele de concediu, nu mai am nici măcar o zi de concediu. O să văd cum o să mă descurc în următoarea perioadă. Dar spunea Remus, ce bine ar fi fost să fi avut 2 săptămâni de muncă și apoi tot restul anului vacanță. Vă spun eu că n-ar fi fost prea bine. Și munca are rolul ei și școala are rolul ei deosebit de important. Când eram copii și trebuia să ne pregătim duminica pentru luni, duminica încă forțam mâna părinților. Rămâneam pe terenul de fotbal, prin parcuri, alergam prin păduri. Foarte greu ne băgau părinții în casă în perioada respectivă. La bloc la noi erau multe familii de credincioși cu mulți copii. Erau 10 de copii. Când jucam fotbal, era o agitație acolo, era o gălăgie, nu puteau să odihnească vecinii. Dar era frumos, era frumos. Oamenii înainte făceau și copii. Astăzi găsim mai mulți câini unde, prin parcuri și prin copii. Sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că cu foarte mult durere, cu foarte multă durere intram în casă după ce părinții făceau de 10 de ori apel conștiinței noastre, veniți că mâine începe școala, trebuie să vă pregătiți să faceți duș, că după ce jucai fotbal și jucam pe zgură fotbal, juliți la picioare, murdar din cap până în picioare, uneori jucam desculți,
Fotbal, vă dați seama, părinții trebuiau să ne pregătească până găseam caietele, până găseam cărțile, până găseam carnetul de note, era acolo o muncă. Apoi trebuia să intrăm în baie, cum eram mult, stăteam la rând să facem baie. Pentru că stau într-un bloc care avea geamul de la baie, exact îndreptat spre terenul de fotbal. Când făceam duș, mă ridicam și mă uitam dacă mai era cineva pe terenul de fotbal. Alți părinți de la bloc făceau apeluri mai agresive copiilor lor. După ce strigau de zeci de ori de la geam, hai în casă că mâine începe școala! Și copiii n-ascultau, părinții coborau din casele lor, pe unii mai luau de urechi, după alții fugeau, reușeau în demersul acesta să-și ducă din nou copiii în case. Spuneam zilele trecute lui Luca, care învață bine la școală, slavă Domnului, dar ca și toți ceilalți copii, dorește mai multă vacanță, a zis, Luca, mă crezi că pot să spun ceva care să te tulbure? Și ce poți să-mi spui care să mă tulbure? Și a zis, vezi că luni încep școala. Oh. Dragilor, s-ar putea ca mesajul acesta să ne tulbure și pe unii dintre noi, pentru că va trebui să ne întoarcem din nou la școală. Să ne întoarcem din nou la școală. Dragilor, întâi de toate, să știți că sunt mulți oameni care spun că școala vieții este cea mai importantă. Școala vieții este cea mai importantă. La început, sigur că exprimarea aceasta ducea într-o notă pozitivă, viața te învață multe lucruri, când dai cu capul, când te împiedici singur, când te arzi singur, când treci singur prin anumite probleme pe care viața ți le oferă, încerci să te maturizezi într-un fel sau altul. Însă să știți că școala vieții nu este suficientă. Școala vieții nu este suficientă. Școala vieții, în contextul în care trăim noi acum, despre școala vieții vorbesc în mod deosebit cei care sunt mai descurcăreți, cei care știu să facă combinații. Din nefericire, cei care au ajuns prin închisori și au dat bine cu capul de pereți, îi spui, Doamne, cea mai importantă școală este școala vieții. Aș vrea să vă spun că nu sunt în totalitate de acord cu oamenii aceștia. E bine să ai și școala vieții. Nu e bine să fii combinator, iertați-mi expresia, să fii șmecher, să știi să te descurci, chiar dacă n-ai avut o formare specială, să știi să faci bani și să... Pentru că aceasta este tendința în societatea românească, să ai școala vieții, să știi să te descurci, să faci șmecherii, că ăsta e cel mai bun lucru. Dacă ai școala vieții, ești un om care se va descurca. Vreau să vă spun, dragilor, că pe lângă școala vieții mai există o școală. Școala ca educație formală. Educația formală ajută la o asimilare permanentă a cunoștințelor și ușurează dezvoltarea unor aptitudini și introducerea persoanei în societate. Introducerea persoanei în societate. Dragilor, dacă ar fi să vorbim despre școala vieții, aș putea să vă vorbesc multe lucruri despre școala vieții. Pentru că într-o perioadă bună din viața mea, și eu am gândit la fel, că e mai importantă școala vieții decât școala ca educație formală. În timpul orelor eram atent la glumele pe care le făceau colegii, în pauze, prelungeam pauzele stând în spatele școlii cu băieții de cartier, m-am constatat că școala vieții te pune în niște ipostaze deosebit de umilitoare. Întâi de toate, primele ipostaze umilitoare au fost când profesorii ne scoteau la tablă și ne uitam pe pereți. Am avut dificultăți mari la examenul de capacitate. Nu că nu aș fi avut capacitate să învăț și să dobândești știința, ci pentru că am fost ignorant și am spus că școala vieții este mai importantă. Pentru că toți tovarășii de la bloc asta ne-au învățat, că e mai importantă școala vieții decât educația formală. Vă spun că și educația formală are rolul ei și de aceea trebuie să ne trimitem copiii la școală, să se formeze și în privința aceasta, să-i pregătim pentru profesie, pentru viață, pentru societatea aceasta. Apoi, pe de altă parte, am trăit zone de umilire și de umilință când a trecut timpul și am constatat că au venit examenele grele, cum ar fi capacitatea, cum ar fi bacaloreatul, și am văzut pe alții care stăteau în clasă și se educau formal, că răspundeau foarte bine și aveau note bune și noi a trebuit sportivii în mod deosebit, generația mea, că acum sportivii și ei învață foarte bine, a trebuit să suportăm umilința aceasta că nu ne-am descurcat prea bine în viață. Mai departe, după ce am terminat liceul, unii au accesat facultăți, eu am întârziat un pic și procesul acesta ca să vedeți ce pastor aveți. Dar dacă vă uitați la mine, o să ziceți ce căutăm noi aici. Vreau să vă uitați la Dumnezeu, ce face Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Harul lui bogat, nu? Slavă Domnului! Că El lucrează într-un mod extraordinar. Am constatat cu timpul că toți tocilarii despre care eu râdeam sau de care eu râdeam în liceu au ajuns profesori,
au ajuns antrenori, au ajuns judecători, au ajuns avocați, toți prietenii mei care au spus doar școala vieții importantă, frate. Să știi să combini, să știi să faci mecherii, să știi să te descurci în viață. La ce trebuie facultate când vrei să vinzi parfumuri? La ce trebuie facultate când vrei să combini pe cineva să faci alba neagră? La ce trebuie facultate când te duci în Germania să cumperi marfă de acolo sau să o furi și să o aduci în România și aici să o vinzi cu preț, da, de Europa? Nu trebuie prea multă educație formală. Am constatat cât de necesară este educația formală. Dar vreau să vă întreb în dimineața aceasta, dragilor, pentru că foarte mulți oameni spun că acesta este capătul de linie. Dacă ne-am educat din punct de vedere formal, acesta este capătul de linie. Să ai, domne, liceul, să ai o facultate, este tot ce poți să realizezi în viață. Dacă ai două facultăți, trei facultăți, sunt unii care au, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ei spun că educația aceasta formală este capătul de linie. De aici încolo nu mai trebuie să existe nimic altceva. Dar eu vă întreb, este suficientă educația, doar educația formală? Vă întreb pe dumneavoastră. Vreau să vă dau câteva exemple. Mâna de fier a Revoluției Roșii, Lenin, Vladimir Lenin, el însuși un intelectual cu o gândire extrem de rafinată, a ajuns să transforme lumea pentru peste 2 miliarde de oameni într-un imens calvar. Pentru o perioadă de 75 de ani, Lenin, un intelectual, a închis în perimetrul cortinei de fier nu doar persoane, ci visuri, aspirații, oportunități și soluții. Un intelectual. Deci se pare că educația formală nu este suficient. Pe de altă parte, mult mai recent, conducătorul Khmerilor Roșii din Cambodgia, Pol Pot, absolvent al Facultății franceze de electronică și informatică, țineți minte, în decursul a 3 ani a provocat moartea aproximativ 3 milioane de oameni. Este suficientă doar educația formală? Mergem cu un alt exemplu în dimineața aceasta. Saul din Tars, ați auzit de Saul din Tars? Educația și instruirea lui Pavel erau cu totul deosebite. Tars era unul dintre centrele învățăturii grecești din vremea respectivă. Cea mai bună universitate greacă din vremea lui Pavel se afla la Tars, nu la Corint sau la Atena, a căror glorie apusese. Tars era un oraș grecesc impresionant, un mare centru al educației. Pavel învățase în Tars și avea o educație grecească, dar fusese și la Ierusalim unde studiase cu Gamaliel. Oamenii îl ascultau cu atenție și a dobândit formația intelectuală la picioarele binecunoscutului învățător iudaic Gamaliel, însușindu-și cunoștințele necesare în materie de iudaism. Și cu toată educația lui extraordinară, a fost un mare persecutor, un criminal, dacă vreți, un ucigaș, un terorist în termenii actuali, care a omorât credincioși. Cu toată educația lui formală. Pentru că tot am scos în vedere elemente ce privesc pregătirea lui formală, grecească, combinată cu religia iudaică, mulți îl contestau pe Pavel că el în viața lui era un fel de tocană între învățătura grecească și iudaism. Însă vom descoperi că nu așa stăteau lucrurile în viața lui Pavel. Pe de altă parte, dragilor, ce spuneți de educația religioasă? Este importantă educația religioasă? Eu spun că este deosebit de importantă educația religioasă, mai trebuie să ținem cont și de religia respectivă și de cei care formează. Religia în sine, în majoritatea complexității ei, în diferitele forme, caută să învețe pe oameni să fie morali, caută să învețe pe oameni să se respecte. Sunt și extreme unde în cadrul religiei cheamă credincioșii să ucidă într-o formă de radicalism extremist pe alți oameni. Religia, în mod deosebit religia creștină, este extraordinară, că despre ea vorbim. Pavel a fost format în spiritul religiei iudaice. Dar educația formală religioasă este deosebită pentru că de aici pornește moralitatea în societatea noastră. Altfel, cine ne dictează moralitatea? Cei care ne spun că băieții pot fi fete și că fetele pot fi băieți? Cei care ne spun că distracția, divertismentul, desfrâul, distrugerea, toate acestea sunt valori? Cei care ne spun că păcatul trebuie consumat la intensitate maximă? Nu. Religia dictează moralitatea. Și slavă Domnului că încă avem preoți care
învață copiii în școală, avem pastori care învață copiii în școală. Slavă Domnului că România încă este influențată și educată din punct de vedere moral și religios. Însă, dragilor, chiar și religia în mâna unor oameni este ca și o bombă atomică pe care o folosesc împotriva celorlalte religii. Uitați-vă ce se întâmplă. Religia în mâna lui Pavel, cu toate că era format din toate punctele de vedere, a fost ca o bombă atomică. Hristos n-a venit să arunce o bombă atomică, să fabrice armament de război. Că sunt zone în care extremismul ia amploare și naște teroriști care ucid în masă oameni pentru credința lor, da? Pentru niște nebunii pe care le au ei în capul lor. Religia în mâna unor oameni poate fi o putere deosebit de periculoasă. Deosebit de periculoasă. De aceea noi punem accentul în mod deosebit pe o relație personală cu Iisus Hristos, mai mult decât pe o religie. Pe descoperirea lui Iisus Hristos mai mult decât pe o religie. Dragilor, școala vieții este bună într-un anumit perimetru. E bine să ne dăm și cu capul de pereți, e bine să fim formați și așa. Pe de altă parte, educația formală este deosebit de importantă. Trebuie să accesăm școli. Profesia noastră va depinde de educația formală. Intelectul nostru depinde de educația formală. Poziția noastră în societate uneori depinde de educația noastră formală. Pe de altă parte, educația religioasă este deosebit de importantă. Este deosebit de importantă. Uitați-vă la educația religioasă a apostolului Pavel. După cum spuneam, religia poate fi o armă puternică și periculoasă în mâna unor oameni. În cele ce urmează, Pavel enumeră mai multe lucruri în care s-a încrezut într-un anumit moment. Era vorba despre religie acum. Și el spune în felul următor: sunt circumcis în a opta zi, adică părinții mei au respectat cu rigurozitate aspectele legii. Sunt circumcis în a opta zi. Acesta era ritualul de bază al sistemului mozaic. Din neamul lui Israel, spune el, când vorbește despre religia lui, despre apartenența lui religioasă. Probabil că mulți iudaizatori erau doar pe jumătate evrei, nu așa stăteau lucrurile și cu Pavel. El era din neamul lui Israel, probabil că se putea verifica chestiunea aceasta, genealogia lui Pavel, în templu pe vremea respectivă. Pavel știa foarte bine de unde se trage și care îi erau strămoșii. Cum spunem și noi, românii, că noi suntem creștini de 2000 de ani aici, trebuie verificat pentru că încă nu sunt argumente și nu sunt, să știți, răspunsuri concrete în privința aceasta. Apoi spune, din seminția lui Beniamin, da, educat foarte bine religios. Era ca și cum Pavel ar fi spus că aparținea celor mai bune familii. Beniamin fusese fiul favorit al lui Iacov, Rahela, mama sa, a murit la nașterea lui. Da, evreu din evrei, aceasta înseamnă că Pavel era un lider, făcea parte din nivelul cel mai înalt al cercului religios, era în vârful ierarhiei, cum am spune noi astăzi, era un om de frunte. În ce privește legea, spune apostolul Pavel, fariseu. Fariseu. Fariseii reprezentau tot ce era mai bun în Israel. Ei erau o formațiune politico-religioasă și scopul lor era întemeierea împărăției lui Dumnezeu. În ce privește râvna, pasiunea pentru religie, spune cuvântul lui Dumnezeu, prigonitor al bisericii. Vedeți extremismul, teroristul de Pavel iese în evidență. Pavel credea că face voia lui Dumnezeu când persecuta biserica. Cu privire la neprihănire, la calitatea lui morală, la calitatea lui morală, în aspectul legii, când era foarte greu, când era foarte greu, el spune în felul următor: cu privire la neprihănirea, dreptatea pe care o dă legea, fără prihană. Educație religioasă extraordinară în viața lui Pavel. Fără prihană, adică fără vină. El spunea cumva că era perfect. Cu toate acestea, cu tot acest CV bogat, Saul, pentru că a intrat în contact cu cel mai mare formator, cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, trebuie să se întoarcă după toate aceste etape pe care le-a parcurs în viața lui, după toate aceste momente de formare din viața lui, să se întoarcă în școala lui Dumnezeu. Și dragilor, dați-mi voie să vă spun, școala vieții bună, într-un anumit grad, cei care, iertați-mi expresia, dar asta e contextul în care noi trăim. Mulțumesc din suflet, să știi că am gâtul umflat, abia vorbesc, dar am inima bună și abia aștept să predic cuvântul lui Dumnezeu. Cei care pun accent doar pe școala vieții
Și să știți că vor avea pagube foarte mari, vor avea zone de umilire în viața lor. Ce vor spune copiilor lor când vor vedea copiii că au fost doar niște șmecheri, niște combinatori, niște oameni descurcăreți. Cei care au trecut doar prin școala vieții să caute să se formeze și din alt punct de vedere, că ar fi foarte bine în viața lor. Cum spuneam mai devreme, și eu am avut o etapă în viața mea, când zic că doar școala vieții este importantă. Dar când mi-am dat cu capul de pereți, am zis că trebuie și educație formală. Și am continuat studiile, am terminat o facultate de sport, am terminat un master, am terminat și Institutul Teologic Penticostal și Dumnezeu progresiv m-a crescut în privința aceasta pentru că vreau să scot în evidență harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care ne ajută să creștem. Și cu ajutorul Domnului, pentru că n-am reușit la timpul potrivit, o să-mi dau și licența, Dumnezeu să mă ajute, faceți o rugăciune, să am capacitate de a memora. Pentru că nu mi-am antrenat mintea la timp să pot să depozitez și să memorez, a fost foarte greu, dar cu Dumnezeu se pot realiza lucruri extraordinar de importante. Școala vieții, dragilor, nu este suficientă. Educația formală nu este suficientă. Educația religioasă nu este suficientă, și asta ne spune și Apostolul Pavel. Mai există o școală prin care trebuie să trecem și aceasta este școala lui Dumnezeu. O să vorbim în dimineața aceasta despre trei școli prin care Apostolul Pavel a trecut în diferite trei locații. Dar permiteți-mi să mai beau o gură de apă. Vedeți, dragilor, convertirea lui Saul a fost instantanee. Pe drumul Damascului el s-a convertit. A fost un moment instant în viața lui Pavel, când s-a întâlnit cu Hristos, cu cel pe care îl persecuta. Și când te întâlnești cu Hristos, în adevăr, nu poți face altceva decât să cazi la picioarele Lui și să spui ca și Apostolul Pavel, ce vrei, Doamne? Ce să fac, Doamne? Nu poți să faci altceva când te întâlnești cu Evanghelia. Alt răspuns în fața Evangheliei este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Este o decizie rea care poate să ducă la mari pagube în viața noastră. Saul se întâlnește cu Iisus Hristos și convertirea lui este instantanee, dar transformarea lui Pavel a durat ceva timp și totul s-a petrecut, dragilor, dincolo de școlile pe care le-a parcurs până atunci. Vă felicit pentru toate școlile pe care le-ați parcurs în viață. Cei care aveți școala vieții, nu uitați că trebuie să mai depășiți un prag, Dumnezeu să vă binecuvinteze. E bună și școala vieții, pentru că e bine să înveți chiar și pe propria piele, când ai cu capul de pereți, când te împiedici, când ai cu nasul în țărână, când mai treci prin anumite umilințe în viață, și asta te provoacă și te motivează la ceva mai mult. Felicit pe toți cei care au dus cursurile de formare mai departe, liceu, facultate și așa mai departe, cât că să țineți minte ce vă spun. Ca să-și exprime și să-și dovedească harul lui, Dumnezeu a ales oameni din părțile de jos, pe care ia din nimicul lor și îi duce spre multul lui, slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu îi formează și teologic, și educațional, îi formează din multe puncte de vedere și progresul lor este constant și vizibil. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre trei școli. Și prima școală, care este într-o localitate, într-o locație specifică, găsită aici în cuvântul lui Dumnezeu, este singurătatea. Știți ce face Dumnezeu cu noi, dragilor? Am umblat prin școli, prin generală, prin liceu, prin facultate, ne-am format din multe puncte de vedere, într-un mod cum am știut fiecare dintre noi. Însă vine o vreme când Dumnezeu ne spune, dragilor, de acum toată educația voastră, foarte bine pentru ce ați făcut până acum, dar urmează încă o școală și cea mai importantă școală prin care voi va trebui să treceți. Îl scoate pe Saul, da, din contextul acela de om de frunte, om educat, în spiritul civic, în spiritul religiei, îl scoate de acolo și îl duce Dumnezeu în prima școală. Și prima școală pe care o descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, în viața apostolului Pavel, în viața lui Saul, este singurătatea. Singurătatea. Îl ia de la pupitru, da? Îl ia de la tablă pe Saul și Dumnezeu îl duce 3 ani de zile în deșertul Arabiei. Deci după ce s-a convertit într-un mod instant, când s-a întâlnit cu Iisus Hristos și toți cei care sunteți în dimineața aceasta și intrați în contact cu Evanghelia, pocăiți-vă astăzi. Întoarceți-vă astăzi la Domnul, apoi intră într-un proces de formare. Dumnezeu îl ia pe Saul și îl duce în deșertul Arabiei. Aici Dumnezeu îl bagă în școala singurătății. Să știți că singurătatea nu este întotdeauna rea. Singurătatea nu este întotdeauna rea. Pentru că Dumnezeu permite să ni se ia orice punct de sprijin. Dumnezeu ne ia din carieră, ne ia din profesie, ne ia din mulțim și ne duce în deșertul Arabiei ca să ne formeze.
Ne ia orice punct de sprijin și ne ține acolo în așa fel încât El să devină punctul nostru de sprijin, cel mai important punct de sprijin. Acolo Dumnezeu să se reveleze pe sine, acolo noi să ne cunoaștem pe noi înșine și să intrăm în cea mai puternică relație cu Dumnezeu. În Arabia, Dumnezeu a folosit instrumentul singurătății asupra lui Saul. Vedeți, Biblia uneori ia perioade lungi de timp și le comprimă într-o declarație scurtă. Deșertul Arabiei. 3 ani de zile apostolul Pavel a stat aici. Saul a stat aici. Dragilor, avem nevoie să învățăm singuri cu Dumnezeu lecțiile importante ale vieții înainte de a ni se încredința responsabilități și înainte de a fi răsplătiți în slujire, trebuie să învățăm lecția singurătății. Dacă nu poți rămâne cu tine însuți, dacă nu poți rămâne tu singur în anumite momente din viața ta, spunea cineva, înseamnă că ai serioase conflicte nerezolvate în viața ta interioară. Charles Swindoll spunea, când nu este nimeni lângă tine, când nimeni nu te vede, când nimănui nu-i pasă de tine, acolo cu Dumnezeu vei învăța să împărățești, vei învăța să domnești, vei învăța să stăpânești. Spre surprinderea dumneavoastră, mari oameni ai lui Dumnezeu au cucerit în războaiele exterioare, în lupte, în confruntările cu viața, în lupta cu problemele complicate ale vieții, dar au fost biruiți în singurătate. Și o să vă dau doar 2 exemple din Scripturi. Ce spuneți despre Noe? Noe a biruit în generația lui că a fost un neprihănit. Dar după ce s-a terminat toată situația aceasta cu potopul, primul lucru pe care l-a făcut Noe e că nu s-a biruit pe sine însuși. Ce a făcut el? A sădit o vie. La ce s-a gândit el? La paharul acela de vin, da? Cum spun unii, cristalele acelea din paharul. La asta s-a gândit. Deci n-a reușit să biruiască singurătatea din viața lui. În cadrul cortului, după ce a biruit o lume de păcate, Noe a fost biruit în singurătatea lui. A luat paharul, s-a dezgolit, probabil că a făcut o horă. Hora, nu știu dacă poți să o joci singur. Dar a început să se miște prin cortul lui de a fost descoperit de către un fiu de-a lui. Ce spuneți despre David? David învinge deșertul, David îl învinge pe Goliat, învinge în toate luptele, în toate războaiele pe care le-a dat. Dar nu învinge în momentul în care rămâne singur la palat. Citeam acum o carte despre Iisus din perspectiva unui om care studiase foarte bine Orientul Mijlociu, că distanța dintre palatul lui David și casa lui Batșeba era de doar 6 metri. De doar 6 metri. Toate casele în Israel erau pe un etaj. Deci n-aveai cum să vezi în curtea vecinului tău. Și mai bine din punctul ăsta de vedere, când ai mai multe etaje, vezi tot ce are vecinul în grădină și începi să poftești și să-ți dorești și tu mai mult de la viață. Da? Însă palatul lui David avea mai multe etaje. Și el a ieșit pe terasă, sus. Și când a ieșit pe terasă, David, fiind în singurătatea lui, după ce a biruit în toate luptele, Batșeba, care știa că putea să capteze atenția împăratului, spune acest om, și vă recomand cartea aceasta, că doar 6 metri era distanța dintre palatul lui David și casa Batșebei, pentru că soțul ei era un om important în armata lui David și stătea cât mai aproape de palat. A știut că David a rămas acasă și a știut că are posibilitatea să-i capteze atenția. Vedeți? Unii dintre noi fugim de singurătate pentru că, din nefericire, sunt oameni care în zona de singurătate sunt asaltați de regrete, sunt asaltați de ispite, cuceresc în luptele exterioare. Când ies în lume, sunt biruitori, reușesc să meargă cu Dumnezeu și când ajung în singurătatea lor, în intimitatea lor, sunt oameni care păcătuiesc. Sunt oameni pe care îi fură imaginația, sunt oameni pe care îi doboară pofta și în intimitatea lor, din nefericire, oamenii aceștia eșuează. Ce vreau să scot în evidență, dragilor? Că singurătatea este o școală a lui Dumnezeu. Poate fi o școală a lui Dumnezeu extraordinară. Uitați-vă la Moise. 40 de ani este format în Egipt, cea mai înaltă formă de educație. Apoi 40 de ani Dumnezeu îl duce în pustiu. Și după 40 de ani Dumnezeu îl pune ca lider peste poporul lui Dumnezeu. Care perioadă credeți dumneavoastră că a fost cea mai importantă din viața lui Moise? Cea din pustie de 40 de ani, cea de singurătate când Dumnezeu l-a format pe Moise. Pentru că înainte să intre în perioada de 40 de ani de formare în pustie, Moise era un bătăuș. Moise era omul care avea reacții impulsive. Moise era omul care atunci când a văzut o nedreptate socială, da,
S-a ridicat și când i-a trosnit una egipteanului respectiv, i-a rupt falca. Dintr-o lovitură l-a omorât. Ăsta era Moise. Și Dumnezeu îi spune: Moise, educația ta formală din cadrul Egiptului nu e suficientă. O să te bag eu în școala mea. Și le-a Dumnezeu, după 40 de ani de facultăți intense, da? Dobândise toată știința Egiptului și îl duce Dumnezeu la oi, singur acolo și în singurătatea lui. Pentru că spunea Erickson că intelectuali, oamenii înțelepți, îl caută pe Dumnezeu în astre, în constelații, în univers, și Dumnezeu s-a descoperit într-un rug aprins. Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă în singurătate, El dă foc unui rug aprins și acolo este prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ți se revelează. Nu școlile în care ai fost format, nu mentorii care sunt extraordinari, apare direct Dumnezeu în viața ta și singurătatea ni-l descoperă pe Dumnezeu. Singurătatea ni-l descoperă pe Dumnezeu. Dragilor, perioada de singurătate este o perioadă de formare. Dumnezeu permite să pierzi orice punct de sprijin din viață. Moise a învățat că atunci când ajungi în locul în care Dumnezeu, în care este Dumnezeu, adică în pustie, Dumnezeu este tot ce ai nevoie. Moise ne învață că atunci când ajungi într-un loc în care rămâi doar tu cu Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu este tot ce ai nevoie în viață. Că Dumnezeu este tot ce ai nevoie în viață. Pe de altă parte, uitați-vă la David. David, de asemenea, a trecut prin mai multe etape în viața lui de singurătate. Întâi de toate, Dumnezeu l-a format la oi, singur. Taică-su i-a zis: n-am carieră pentru tine, tu nu ești nici de război, tu nu ești nici de altă profesie, tu vei fi cioban. Și se duce la oi și biruiește perioada aceasta de solitudine, de singurătate. O biruiește. Când David părăsește perioada aceasta de singurătate, el e pregătit de război, e pregătit de profesie, e pregătit să stăpânească, e pregătit să domnească. Pe de altă parte, când nebunul de Saul s-a ridicat împotriva lui David și a atentat la viața lui, l-a fugărit ca pe un animal, din nou ajunge într-o perioadă de singurătate David în viața lui. Nimeni nu mă mai bagă în seamă, am rămas singur, fără niciun punct de sprijin, în peștera Adulam. Și acolo, în singurătate, Dumnezeu îl formează, Dumnezeu te bagă în școala lui. Dacă n-ai învățat până acum să stai singur, când Dumnezeu permite singurătate în viața ta, Dumnezeu te invită să stai de vorbă față în față cu El. Și noi fugim de singurătate, spune: Doamne, ești așa cumplită, într-adevăr, cumplită fără Dumnezeu. Dar când Dumnezeu permite singurătate în viața noastră, Dumnezeu ne invită, de fapt, să stăm de vorbă față în față cu El. Pentru că și în casa noastră Dumnezeu vrea să dea foc unui rug, să se aprindă, să vorbească, să ne dea revelație, să ne spună: Eu sunt Dumnezeul care îți poartă de grijă, Eu sunt Dumnezeul care va rămâne cu tine în permanență. Binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, credința lui David, dragilor, a crescut cel mai mult în grădina singurătății. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos a avut o slujire incredibilă timp de 3 ani. A deschis ochii orbilor, a deschis urechile surzilor, a înviat morți, a făcut lucrări extraordinar de mari. Dar ce știți dumneavoastră despre Domnul Iisus Hristos de la vârsta de 12 ani până la vârsta de 30 de ani? Ce știți despre El? Nu știți prea multe lucruri. Unii au zis: Domnule, a fost în Egipt să învețe știința Egiptului. Vă spun eu ceva pe românește: prostii. Pe când a intrat în templu la 12 ani, învățătorii legii erau uimiți de capacitatea lui intelectuală, de înțelepciunea Domnului nostru. El nu trebuia să învețe în școlile Egiptului sau în alte școli grecești sau care erau atunci la mare căutare. El era știința, el era înțelepciunea. Dar vedeți, de la 12 ani până la 30 de ani, nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos făcând altceva. Pe de altă parte, dragilor, dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, vedem că în perioada aceasta El rămâne fără îndoială în comunicare permanentă cu Dumnezeu, în rugăciune, în studiu, în meditație și pregătire. Când a venit la 30 de ani Domnul Iisus Hristos și a intrat pe scena lumii, El n-a venit și a zis: sunt aici, lume norocoasă, gata, vreți vindecări? Vreți să aveți cel mai bun predicator? Vreți să vin la nunta voastră? Vă dau numărul de telefon, căutați-mă. El n-a făcut treaba asta, cum fac unii. Da? Își fac anunțuri pe internet. Vreți să aveți cea mai bună echipă la nuntă? Contactați-ne. Vreți să aveți cel mai bun evanghelist? Domnul Hristos n-a făcut treaba asta. Cel când a fost botezat, spune cuvântul lui Dumnezeu, 40 de zile, s-a dus unde? În pustiu.
Și acolo Domnul Iisus Hristos, în pustiu, l-a biruit pe diavol, în singurătate acolo, în relația puternică cu Dumnezeu, spunea cineva că acolo l-a biciuit pe diavolul personal, înainte de a merge să le spună altora cum să facă la fel. Momentul acela a fost momentul în care umanitatea lui Hristos a fost confirmată prin Duhul și făcută victorioasă asupra diavolului prin Duhul. El și-a început slujirea în singurătate, așa cum a început-o în fiecare zi. Și dimineața, sculându-se cu mult înainte de zi, a ieșit și s-a dus într-un loc izolat și acolo s-a rugat. Dragilor, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate formele de educație din viața noastră, dar să vă spun ceva. Nu vă mai temeți când Dumnezeu lasă în viața voastră sezoane de singurătate. Pentru că acolo, în sezonul acela de singurătate, Dumnezeu vrea să vorbească personal cu voi. Dumnezeu vă invită să îl găsiți pe El mai mult decât pe păstor, decât pe frați, decât părerile oamenilor din jur. Intervine direct Dumnezeu în viața voastră. Dumnezeu vă formează în perioada de singurătate. L-a scos pe Pavel de la catedră, l-a scos pe Pavel din fruntea iudeilor și l-a dus în deșertul Arabiei. Așa face Dumnezeu și cu noi. Fără școala aceasta, suntem cei mai nefericiți oameni și cei mai nepregătiți oameni. Pentru că sunt oameni care au 4 facultăți și când au ajuns singuri, s-au sinucis. Sunt oameni care au avut formare intelectuală deosebită și când au rămas singuri, n-au mai avut niciun punct de sprijin. Dar noi, în singurătatea noastră, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Saul a ieșit din Arabia un alt bărbat. Un alt bărbat, dragilor. Spunea cineva atât de frumos că a intrat cu Vechiul Testament în rucsac, apostolul Pavel, și a ieșit cu cartea Romani în inimă. A ieșit cu Vechiul Testament, da? Cu legea care spune le tai capul tuturor celor care nu respectă legea. A intrat cu Vechiul Testament în rucsac când a intrat în facultatea lui Dumnezeu, în școala lui Dumnezeu, și când a ieșit după 3 ani de deșertul Arabiei, a ieșit cu cartea Romani în inimă. Iată ce face Dumnezeu. Cât de frumos lucrează Dumnezeu. Este cea mai frumoasă epistolă, cea mai mare revelație a vieții tale. Este prezența lui Dumnezeu în singurătate, acolo unde ești numai tu cu El, tu cu El. Da? A intrat spunând, o, nenorocitul de mine! Ne frică de singurătate, pentru că ne bântuie trecutul, regretele, problemele din viață. Și uneori fugim de zona aceasta de singurătate. Nu vă fie teamă, dragilor, acolo în singurătate e Dumnezeu, care vrea să vindece, să elibereze, care vrea să te instruiască, să te crească. Stai de vorbă cu Dumnezeu. El a intrat în singurătate în deșertul Arabiei spunând, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și când a ieșit de acolo din deșertul Arabiei, din zona de singurătate, a zis, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a eliberat de sub puterea păcatului și a morții, cu o altă perspectivă. Când am intrat în școala lui Dumnezeu, am intrat agresiv, răi, mândri, aroganți în toate felurile. Și apoi Dumnezeu ne-a luat orice punct de sprijin. Și când am ieșit de acolo, am ieșit alți oameni. Când a ieșit Moise din școala lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis despre el, bătăușul ăsta, acum, e cel mai blând om de pe pământ. Cel mai blând om de pe pământ. Doi. În al doilea rând, Dumnezeu l-a luat din deșertul Arabiei și l-a trimis la Damasc. Și la Damasc, el intră în școala suferinței. El intră în școala suferinței. Dragilor, să vorbești despre suferință în secolul 21, în anul 2024, poți să ai mari probleme cu cei care vin din zona carismatică, care spun că în viață nu trebuie să treci niciodată prin suferință. Eu vă spun în dimineața aceasta, nu o cereți niciodată să vă ferească Dumnezeu să gândiți într-un fel ca și acesta. Se ruga o soră, Doamne, dă-mi și mie un țepuș ca lui Pavel. Sora săraca atât știa. Nu trebuie să facem niciodată lucrul acesta în viața noastră. Nici să dorim suferința în viața noastră. Este cumplită, sigur. Nu trebuie să o dorim, dar suferința vine oricum. Și Domnul Iisus Hristos îl bagă pe Pavel, pe Saul, în școala suferinței. Damasc pentru Pavel a început să însemne școala suferinței. A început, de fapt, școala suferinței. Vă puteți imagina, dragilor, că Pavel în Damasc a trebuit să fie scos ilegal din oraș pe zidul acela într-un coș ca un criminal?
Au început problemele în viața lui Saul. El apoi spune mai departe, bătăi cu biciul, bătăi cu pietre, lăsat aproape mort, naufragii, persecuții, închisoare, frig, flămând, însetat, ca să nu mai vorbim despre țepușul care a rămas permanent în viața lui. Saul a intrat în școala loviturilor dure și uneori viața ne dă niște lovituri de nu ne vedem. Oricât de mult fugim de ele, viața ne ia prin surprindere cu loviturile ei. Viața ne biciuie câteodată. Sunt aici oameni care sunt bolnavi de cancer. Sunt aici oameni care sunt bolnavi. Sunt aici oameni care au infirmități de ani de zile, dragilor. Suferința este prezentă chiar și în viața credincioșilor. Nu putem să trecem peste ea. Probleme în familie când te pocăiești. Stres emoțional, dezamăgiri, decepții, depresii. Toate sunt. Toate sunt și astea provoacă suferință în viața noastră. Însă, dragilor, suferința poate fi un învățător extraordinar. Există un contrast izbitor între cei care au suferit și cei care nu, ca și între unii care au supraviețuit unor dezastre, iar ceilalți care, și între ceilalți care au reușit să fugă. Există o diferență majoră între un om care trece prin suferință, pentru că pentru el viața este total diferită. Și vreau să vă dau imaginea aceasta. Să presupunem că ar veni un uragan. Unii reușesc să fugă, iar alții nu mai reușesc să fugă. Dar rămân în casele lor, da? În pericolul acela distrugător, în suferința aceea cumplită, ei rămân acolo. Prin harul lui Dumnezeu, ei scapă, supraviețuiesc. Vreau să vă spun că cei care au fugit, când se întorc, ei văd dezastrul. Cei care au rămas în cadrul suferinței, când sunt izbăviți, ei văd miracolul. Tocmai de aceea, oamenii care au trecut prin suferință, au fost instruiți și sunt mult mai recunoscători cu privire la viață, la Dumnezeu, la toate fenomenele potrivnice decât oamenii care n-au trecut prin suferință. Un om care nu a trecut prin suferință o să zică, mamă ce dezastru a lăsat uraganul ăsta în urmă, cel care a trecut prin suferință. Mamă ce Dumnezeu mare care m-a izbăvit din cancer, din boală, din neputință, din dezastru. Perspectiva este diferită. Cel care nu a trecut prin suferință, da, îi tremură picioarele în fața vieții. Cel care a fost în pragul morții, zice, a murit înseamnă Hristos. Nu mă mai domină nimic, nicio frică. Și-s recunoscătorul lui Dumnezeu că m-a scăpat. Binecuvântat să fie Domnul. Da? Cei care se reîntorc să vadă dezastru simt doar părere de rău. Cel mai adesea este recunoscător cel care a fost biciuit de furtună. Pentru că a fost instruit. Era rugăciunea asta care a fost foarte folosită și e și astăzi. Dar înainte să spun, dragilor, cei din afara suferinței vor constata dezastru. O să uite, vai, săracul e bolnav, vai, săraca e bolnav, vai, săraca sora Nicoleta are probleme. Ați văzut ce a venit și a mărturisit? Că Dumnezeu e mare. De unde a mărturisit? Din mijlocul problemelor. Ce a spus sora Tatiana? Că Dumnezeu e mare. De unde a spus? De pe margine? Nu. Din mijlocul problemelor. Omul acela este mai recunoscător și vede viața într-un mod diferit. Cel care este doar spectator, tremură de frică și nu vede decât dezastrul. Noi, ceilalți care am trecut prin probleme, prin suferință, nu vedem dezastru, ci vedem dragostea unui Dumnezeu care ne-a purtat de grijă. I-am cerut lui Dumnezeu să fiu puternic și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat greutăți pe care să le înving. I-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și Dumnezeu mi-a dat o grămadă de probleme să le rezolv. Păi astea 2 săptămâni pentru mine au fost teribile. 3 zile am stat în pat, am vomitat, dureri de stomac, de cap. Să nu credeți că slujba de pastorație e ușoară. Stres cumplit, suferință, n-am putut să mă ridic. Săptămâna trecută a trebuit să predic 4 predici. Să pregătești 4 predici nu e ușor deloc. Să stai în fața mulțimilor, nu e ușor deloc. Stres, suferință, cumplit, teamă, o mulțime de lucruri. Am căzut, am vărsat, am vomitat, m-au durut toate oasele din corp. Dumnezeu mi-a dat probleme și a zis, trebuie să te confrunți cu ele, Alin, ca să te duci într-o altă etapă. Și suferința e o școală prin care Dumnezeu ne instruiește. I-am cerut prosperitate și Dumnezeu mi-a dat forță și creier să muncesc. I-am cerut curaj și Dumnezeu mi-a dat situații periculoase. Fricoși, aveți grijă. Aveți grijă. Când cereți curaj. I-am cerut curaj
și Dumnezeu mi-a dat situații periculoase prin care să trec. I-am cerut răbdare și aici aveți grijă. Dumnezeu m-a pus în situații în care eram obligat să... Doamne, dă-mi răbdare! Ți-aduce Dumnezeu pe unul în față și spune, ai cerut răbdare? Hai să te văd. Pe drumul. I-am cerut iubire și Dumnezeu mi-a trimis semeni cu probleme pe care să-i ajut. I-am cerut favoruri și Dumnezeu mi-a dat oportunități. N-am primit nimic din ce am cerut de la Dumnezeu, dar am primit tot ce aveam nevoie. Suferința poate fi un învățător extraordinar. Pe de altă parte, dragilor, să știți că durerea rearanjează prioritățile noastre. Dumnezeu permite suferință în viața copiilor Lui. Nu cu scopul să ne distrugă, să ne instruiască și apoi să rearanjeze prioritățile în viața noastră. Până să trec prin anumite accidente în viața mea, să știți că m-am căzut stăpânul lumii. Eram pe valul distracției. Glume proaste, băutură, petreceri, nu mă oprea nimeni. Când viața mi-a tras câteva palme și-o dat cu mine de pământ, Dumnezeu mi-a schimbat prioritățile în viață. Am început să-L caut pe Dumnezeu. Am început să mă îndrept din nou spre Dumnezeu și să zic, viața fără Dumnezeu e un dezastru. Când eram în culmea ascensiunii în viața de sportiv, 2004 prinsesem echipa, 2005 am început să iau medalii la mondiale, la europene, 2006 medalii la europene, dar vicecampion la sărituri după Marian Drăgulescu. Urma campionatul mondial, creșteam, eram puternic, când intram în sală simțeam că rup tot în sală. Eram atât de puternic și am zis, gata, sunt stăpânul lumii, cum e, n-are ce se mai întâmple, sunt cel mai tare. Eram înainte de mondiale și mă luptam, mă băteam cu Drăgulescu la verificări și îl băteam uneori la sărituri. Vă vine să credeți? Drăgulescu a fost ieșit din comun, a fost un geniu al gimnasticii. Greu să-l fi bătut pe Drăgulescu, de aceea are și săritura lui. Să vreau să vă spun, când eram în plină ascensiune, într-o singură bătaie la sol, la ultimul aparat din antrenamentul respectiv, din verificarea respectivă, la Sfântul Gheorghe, la ultima linie de sol, înaintea unui campionat mondial, când am bătut în rondă și urma să fac un sal cu șurub, mi-a pognit tendonul ahilian. Și am simțit cum s-a dus piciorul într-o poziție nefirească. Nici n-am vrut să mă uit, am crezut că am fractură deschisă. Și asta m-a scos din circuit pentru o perioadă. Dar ce credeți că am făcut când m-a scos din circuit? Dumnezeu mi-a reașezat prioritățile. M-am dat jos de pe val și am coborât la picioarele crucii. Și am zis, Doamne, mă întorc la Tine. Și Dumnezeu a început să lucreze într-un mod extraordinar. Pe de altă parte, cei ce plâng experimentează mângâierea lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Dragilor, Dumnezeu s-a uitat de sus, în jos, ne-a văzut ca pe un diamant în stare brută. Iar acum, de când am venit la viața de credință, Dumnezeu a început să ne prelucreze. Dumnezeu a luat ciocanul și dalta. Nu sunt plăcute pentru viața noastră, dar sunt necesare. El ne pune prin foc pentru a ne rafina, astfel încât impuritățile să se ridice la vârf și iese un produs mai valoros. Sculptorul a luat un bloc de marmură și a sculptat un cal frumos. Cineva a întrebat, cum ai făcut asta? Ușor. M-am uitat la blocul de marmură, mi-am imaginat calul și apoi am ciobit tot ce nu arăta. Când Dumnezeu s-a uitat la noi și eram și noi ca un cal încăpățânat, Dumnezeu a început să formeze viața noastră și să scoată oameni din noi. Singurul care face oameni este Dumnezeu. Singurul care formează oameni este Dumnezeu. Și pe de altă parte, suferința, dragilor, să știți că atunci când suntem în vale, învățăm unele dintre cele mai bune lecții ale noastre. Generația de aur, nu Partidul Aur, generația de aur care a trecut prin foamete, prin Holocaust, prin al doilea război mondial, primul război mondial, au învățat cele mai prețioase lecții în vale, în durere, în suferință.
Pe de altă parte, să știți că se spune că măsura caracterului nostru depinde de ceea ce este nevoie pentru a renunța la un lucru. Și vreau să mă fac explicit. Dragilor, când ne uităm la caracterul nostru, o să vedem cât de formați suntem pentru viață, cât de pregătiți sunt pentru viață, atunci când apare o problemă în viața noastră. Apostolul Pavel spunea, putea să spună, dacă asta e viața de credință, să fug ca un criminal, să fiu scos din Damasc pe coșnița respectivă, da? Să fiu bătut cu nuiele, să fiu bătut cu pietre, să am un țepuș permanent în viața mea, să fiu fugărit pentru tot restul vieții mele, să fiu în pericole permanente, nu-mi trebuie credința creștină. Dar caracterul lui Pavel a demonstrat, pentru că Dumnezeu l-a format prin adversități, a demonstrat că orice problemă care vine în viață, el rămâne devotat și loial lui Hristos. Cum este, care este măsura caracterului nostru? Nu m-a băgat pastorul în seamă? Nu mai vin la biserică. Nu m-a pus să cânt? Nu mai vin la biserică. Păi tu dacă din cauza asta nu mai vii la biserică, ce o să faci când o să ajungi pe la medic? Când dă viața cu tine de pământ? 3. Răzvan, te rog să vii că o să încheiem. A treia școală a lui Dumnezeu este școala smereniei. Întâi de toate, singurătate. Dacă ne este teamă să stăm singuri, dragilor, înseamnă că avem încă câteva probleme de rezolvat. Dumnezeu permite singurătatea pentru că vrea să stea de vorbă cu noi în mod personal. Am stat prea mult de vorbă cu oamenii și n-am găsit soluții la problemele noastre. Am stat prea mult de vorbă cu conștiința noastră în singurătate și aici e o problemă, țineți minte. Singurătatea e grea când stăm de vorbă doar cu conștiința noastră, cu regretele noastre, cu problemele noastre. Dar singurătatea nu mai este grea când stăm de vorbă cu Dumnezeu. El umple tot spațiul vital al singurătății noastre. Dumnezeu va aprinde un rug în casa noastră, din care ne va vorbi și nouă. Va face din deșert un loc sfânt, unde va trebui să scoți încălțămintea din picioare și să știi că stai înaintea unui Dumnezeu sfânt. Singurătatea nu mai este o problemă capitală. Singurătatea este umplută de prezența lui Hristos. Când îl ai pe Hristos, când nu-l ai pe El, e dezastru. Te întrebi azi, de ce a permis Dumnezeu singurătatea în viață? Sunt unii care astăzi sunt în procesul de divorț și unul merge într-o parte și unul merge în altă. Și ăsta e un drum al singurătății. Chiar în pierderea aceasta aparentă, încă poți să-L găsești pe Dumnezeu acolo. Lasă singurătatea să nu te ducă la băutură, să nu te ducă la prostii, să te ducă la picioarele lui Hristos, care are milă de tine. Tot trecutul, toate problemele pot fi rezolvate în siguranță cu Hristos acolo. Singurătatea, suferință. Să nu le spuneți carismaticilor că o să zică dacă suferiți, e doar de la diavolul, n-aveți credință și o să vă lase într-o dezamăgire cumplită. Eu vreau să vă spun că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit cumplit. Și când Petru a venit la el și când vorbea Domnul Hristos despre suferințe și i-a zis să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, știți ce a spus Hristos? Înapoi a mea, Satan, gândurile tale sunt gândurile oamenilor. Noi oameni n-am vrea să parcurgem niciun drum al suferinței. Dar suferința ne instruiește. Suferința rearanjează prioritățile noastre. Suferința este umplută de prezența lui Dumnezeu pentru că El șterge lacrimile celor ce plâng. Și în vale învățăm cele mai prețioase lecții. În suferință învățăm cele mai prețioase. Și ultimul lucru, dragilor, și o să încheiem, am început la și 10 și este și 10. Să știți că abia acum avem 2 ore. Oricum, unii dintre dumneavoastră nu mai veniți după masă și dacă mai stăm 20 de minute, 10 minute în plus, oricum suntem în școala lui Dumnezeu.
Și cine nu parcurge școala lui Dumnezeu nu poate să fie admis în fața problemelor vieții. Așa că să mai rămânem în școala lui Dumnezeu, pentru că El chiar acum ne formează. Da? Chiar acum ne formează. Cea mai importantă nu e școala vieții, nu e educația formală, nu e educația religioasă. Școala lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl învață Pavel, Saul, este smerenia. A treia școală este smerenia. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dragilor, să știți că nicio școală de astăzi nu te învață să fii smerit. Dar școala lui Dumnezeu te învață să fii smerit. După 3 ani de zile de singurătate, de suferință, spune Pavel, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. În primii 3 ani de la convertirea lui, el a lucrat independent față de ceilalți apostoli. Nu pentru că a fost neapărat mândru, Pavel, cum sunt mulți în demersul lor. Și acum vă spun pe un ton sincer și grav. Dragilor, sunt foarte multe mișcări astăzi, create de oameni care vor independență absolută. Și demonstrează că au mândrie, că au aroganță, că nu pot colabora, comunica, coexista împreună cu alții. Sunt pe un drum periculos și trag un semnal de alarmă și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu-i mai urmați în demersurile lor. Cei care vor independență absolută, singurul care a avut independență absolută față de Dumnezeu a fost diavolul. Întotdeauna oamenii al lui Dumnezeu, chiar dacă ai avut o revelație personală, chiar dacă ai primit o evanghelie autentică din partea lui Dumnezeu, va trebui să te întorci la Ierusalim. Va trebui să te întorci în sânul comunității spirituale, să colaborezi cu toți oamenii. Cei care se rup de biserici și se duc pe drumul lor, nu se duc pe calea lui Dumnezeu, se duc pe calea lui Cain. Mai ales cei care au fost demascați și au fugit, nu s-au conformat adevărului, ci și-au creat propria cale, dragilor. Nu-i mai urmați pentru numele lui Dumnezeu. Vă rog în numele Domnului, nu le mai dați credit. Pavel, după 3 ani de zile de singurătate, de suferință, a învățat să se smerească. După 3 ani de zile a zis, mă urc la Ierusalim ca să întâlnesc apostolii, ca să întâlnesc pe cei care au umblat împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Întâi de toate, a vrut să se cunoască cu apostolii. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Și în timpul acesta de 15 zile, Pavel s-a smerit, pentru că el a zis, bă, eu am revelație personală, am evanghelie personală, m-am întâlnit personal cu Hristos, mie nu-mi trebuie nicio colaborare, nicio o lucrare împreună cu ceilalți, eu o să rămân singur. Nu, el spune, nu, stai că evanghelia ne adună, nu ne dezbină. Evanghelia ne adună. Cine ne dezbină, uitați-vă bine la ei și la caracterul lor. Evanghelia ne adună. Spun pentru unii care au zis că eu am rupt, eu n-am rupt, am realocat ca să fim împreună din nou. Să fim împreună din nou. Se duce Pavel, se duce să stea de vorbă cu Chifa și 2 săptămâni îi spune Chifa, îi spune Petru lui Pavel, Pavel, tu ai revelația ta personală. Hai să spunem ceva acum, îți vorbim și despre experiențele noastre personale cu Domnul Iisus Hristos. Zice, bă, Pavel, într-o zi eram cu fratele meu Andrei la pescuit și a venit personajul acesta extraordinar pe nume Hristos și ne-a chemat. Pavel, știi cât de minunat a lucrat Dumnezeu? Am stat cu el zi și noapte, i-a spus Petru lui Pavel. Am umblat pe mare, apoi m-am îndoit. I-am promis că merg cu el, apoi m-am lepădat. Hristos este extraordinar, tu l-ai văzut în revelație. Noi am fost martori oculari și timp de 2 săptămâni au împărtășit. Au ajuns să se cunoască unul pe celălalt, să se mentoreze unul pe celălalt, pentru că sunt oameni care nu vor mentori, vor să fie singuri. Pe de altă parte, fiți atenți ce vă spun, apostolul Pavel a primit o evanghelie personală, o revelație personală autentică, dar tot s-a dus la Ierusalim, da? Să comunice evanghelia pe care a primit-o. Spune, m-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază. S-o dus să-și verifice teologia. Unii spuneau, cum spuneam mai devreme,
Că viața lui Pavel, gândirea lui Pavel era o tocăniță între gândirea grecească și iudaism. Nu! Mintea lui Pavel era sub influența Duhului Sfânt și avea o evanghelie curată, dar s-o dus să comunice stâlpilor bisericii evanghelia, teologia lui, să-și verifice teologia, să se conecteze cu alții. Dragilor, avem nevoie de mentori, avem nevoie de parteneri de slujire, trebuie să lucrăm într-un mod responsabil, nu singuri! Trebuie să lucrăm împreună, să ne mentorăm împreună, să stăm împreună. Conectează-te cu alți slujitori. Colaborează cu alți slujitori. Cei care vă fură din cadrul comunității, fugiți de ei. Conectați-vă cu cât mai mulți. Evanghelia ne unește, nu ne dezbină. Pe de altă parte, să se conformeze bisericii, se duce la Ierusalim. Apostolul Pavel spune în felul următor: m-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva, fiți atenți ce spune Pavel, să alerg sau să fie alergat în zadar. Vă invit cu respect să vă ridicați. Invit și echipa de închinare și vom încheia slujba din dimineața aceasta. Doamne, suntem în școala Ta mulți dintre noi, Doamne. Suntem în școala Ta. Uitându-ne în cuvântul Tău, Doamne, vedem că în urma școlii Tale, Marele Saul a devenit micul Pavel. Pentru că Saul înseamnă cel de dorit. Nu? Noi ce dorim? Oameni cu pregătire, cu intelectual, cel de dorit. Bă, ăsta are facultăți, frate, ăsta. După ce intră în școala lui Dumnezeu, ca Marele Saul, cel de dorit, el iese din școala lui Dumnezeu ca Pavel, care știți ce înseamnă? Cel mic. Cel mic. Mare realizare, nu? Cine formează oameni? Dumnezeu. Iisus Hristos. Acum, dragilor, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Ce spune soția? Ce spune soțul? Ce spun copiii? Ce spun vecinii despre noi? Dacă au văzut scăpări la noi, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți înțelepți și spuneți în felul următor: am greșit. Am greșit. Dar sunt în școala lui Dumnezeu și la capătul acestei școli Dumnezeu va face om din mine. Dumnezeu va face om din mine. Spune-i soțului dacă ai greșit: am greșit. Sunt în școala lui Dumnezeu. Dumnezeu va face om din mine. Poate că înainte să intru în școală am ridicat pumnul și am vrut să lovesc, ca Moise. Dar după școala lui Dumnezeu am ieșit cel mai blând om de pe pământ. Poate că ai început viața de căsătorie urlând la soț, toți vecinii. După școala lui Dumnezeu va fi liniște de plină. Într-o zi veneam de la biserică și am oprit mașina. Era vara, eram cu geamurile deschise și am auzit la parter o ceartă. Un bărbat își certa nevasta și o înjura. Încerca să o agreseze și să o facă să zică ceva rău pe femeia respectivă. A fost la biserică și urla la ea. Și am vrut să văd ce reacție are femeia aceasta. Școala lui Dumnezeu va face din noi oameni. Să știm să aplanăm, să rezolvăm și să schimbăm toate situațiile. Oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu, slăveau pe Dumnezeu din pricina lui Pavel, nu lui Saul. Că de Saul s-au temut, erau speriați, erau îngroziți. În schimb de Pavel, s-au bucurat. Și spune în felul următor: ele auzeau doar, spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Asta e epistola lui Pavel, din pricina mea. Astfel, dragilor, îl slăvesc oare alții pe Dumnezeu din pricina schimbării care s-a produs în viața noastră? Să-i spunem: Doamne, mă las dus în zona de singurătate pentru că Tu vrei să faci terapie cu mine și să mă vindeci, Doamne. Vrei să Te descoperi mie în singurătate, așa cum Te-ai descoperit lui Pavel. Intru cu vechiul în școala aceasta a singurătății și ies cu noul, Doamne, din școala aceasta a singurătății. Pe de altă parte, Doamne, intru în cuptorul acesta al suferințelor, Doamne, cu multă zgură pe mine.
necioplit, Doamne Dumnezeul, dar ies acolo un monument al harului Tău, Doamne. Ies de acolo un monument al harului Tău, Doamne. Se va vedea harul Tău reversat peste viața mea. Și da, Doamne, am învățat că în școala Ta, am învățat în școala Ta că trebuie să umblu smerit. Mândria vine de la diavolul, Doamne. Smerenia de la Iisus Hristos. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Am învățat, Doamne, că trebuie să ne conectăm cu alți slujitori. Că trebuie să comunicăm, Doamne. Că trebuie să avem mentor. Că trebuie să rămânem împreună. Am învățat că Evanghelia adună, nu dezbină, Doamne Dumnezeule. Vrem ca peste viața noastră voia Ta să se facă. Suntem în școala Ta. Formează-ne, Doamne. Formează-ne. Tu faci oameni de caracter. Și prin credință văd aici cum formezi, Doamne. Suntem în plin proces de formare. Și Tu faci oameni de caracter care vor străluci în eternitate. Cântăm acest cântec și apoi ne rugăm. Și în timpul acestui cântec, lasă balsamul vindecător să vină peste inima ta, peste viața ta. Dacă ai intrat cu vechiul în rucsac, lasă-L pe Dumnezeu să te scoată cu noul de acolo. Să te scoată cu noul de acolo. Dă drumul bagajului, dă drumul trecutului, dă drumul pregătirii formale, educaționale, religioase, școlii vieții, dă drumul și lasă-L pe Dumnezeu să te formeze în școala Lui. Și astfel vei deveni un bărbat de caracter. Vei deveni o femeie de caracter. Vom deveni oameni integri. Cântăm!